vreau să vă zic că am această culoare la păr, la mauvă, la care trebuia să fie. Neața, oameni buni, nu știu cât puteți observa, afară este crunt al tot, deci ninge în stil barbar și eu am stat 10 minute să dezăpezesc mașina. Foarte plăcut, mă duc la muncă, o să discutăm la un moment dat, o să discutăm cu siguranță, dar nu acum. Hello, hello, ce mai faceți voi? Știu că nu ne-am mai văzut de mult și nu ne-am mai auzit de mult, dar v-am zis că am așa o mică problemă de sănătate, că am căzut pe scări și încă sufăr din această cauză, cu toate că a trecut deja o săptămână jumătate mai bine aproape de când s-a întâmplat. Asta este, eu încă sufăr. Asta este situația. Ați văzut că săptămâna anterioară am întârziat foarte, foarte mult cu filmatul și astăzi am venit să vă zic, cred că am să pun un cadru sau dacă nu am să pun o poză pe aici cum arăta teoretic când m-am vopsit. M-am vopsit cu movă la nebune care vă ziceam și da. Am deschis toate becurile, am LED-ul și un bec deasupra ca să se poate vedea, oricum nu se vede nimic pentru că nu prea este mov. Așa un pic aici că bate lumina, parcă se vede un pic de movaliu, dar credeți-mă, la prima spălare, pentru că se vopsea aia de tip șampon se folosește după ce te speli pe cap, pur și simplu aplici pe păr ud, uscat un pic cu prosopul și după o lași să acționeze și o clătești bine de pe păr. Eu am clătit-o bine, dar totuși am văzut că tot curge și curge apă. Și curge apă colorată, desigur, din părul meu și era cumva rozalie și am zis că să vezi că o să mă fac roz pe păr, dar nu s-a întâmplat. Oricum pe aici așa toată era movă, că m-a ajutat și soțul meu, a fost ceva de vis, dar într-un final nu s-a prins așa un pic o tentă, nu știu cât de bine se vede, oricum nu se mai vede galben în păr, deci nu se mai vede blond, dar asta este situația, ne descurcăm cu ce avem și prima tură a fost, aseară m-a spălat pe cap, deci cam astea sunt rezultatele după spălatul pe cap, nu se mai vede nimic, am zis că vreau să fac o plăcintă cu foi de plăcintă din aceea, este ceva foarte bun. De obicei eu face mama mea, dar de data aceasta nu se fac eu așa, dar am cumpărat niște iaurt, am scos niște foi din acelea de plăcintă că aveam în congelator și cred că o să vă zic așa cât de cât care este rețeta, dar prima oară să o sun pe mama să o întreb pentru că mi-a zis de vreo 2-3 ori, dar am uitat. Ce să-i face, am uitat, asta este situația. Rețeta este foarte simplă, 6 ouă, îndulcitor, zahăr, ce doriți voi, eu am pus îndulcitor, un pic de vanilie, eu am așa, lămâie, ce doriți voi, arome și vă mai trebuie o găletușă de iaurt. Eu am luat așa cu 3,5 pentru că așa mi-a zis mama că dacă pun cu 3,5 este mai bună. Oricum, la iaurturi și la lactate și la chestii de genul, credeți-mă, mai degrabă luați cu varianta natur, adică 3,5 sau 2,5 decât varianta cu 0,1, nu din cauza că acolo sunt 2 grame de grăsime în plus per 100 de grame, ci din cauza că trecând prin prin prea multe procedee pentru a ieși toată, pentru a scoate toată grăsimea, nu mai sunt atât de sănătoase. Așadar, am să mă folosesc de acest sel să rezolv acolo bine treaba și revin cu următoarele idei. Am pus în tava aceasta, pe care o să vedeți când o să focalizeze, tava înaltă de la cuptor. Am pus 2 foi, prima oară, trebuia o singură foaie, dar la mine nu a vrut și au vrut să vină 2, așadar au venit 2. Bună dimineața, focus, așa, și am uns-o cu puțin ulei, așadar, aici am amestecat ouăle cu îndulcitorul și cu esența ce am vrut eu și acum am să torn o cantitate destul de mărișoară, totuși trebuie să mai pun, deci 2 foi unse între ele cu ulei și încă o foaie și peste trebuie pus direct compoziția fără a mai pune ulei. Și facem așa până ajungem la ultima foaie, ultima foaie peste ultima foaie deasupra, nu o să mai punem ulei, o să punem compoziție, deci trebuie să faceți în așa fel încât să vă rămână compoziție mai multă pentru ultima foaie ca să puteți acoperi foarte bine, deci foaia superioară să nu se ardă. Cam așa ar trebui să arate la final, adică nimic spectaculos, nu știu cât de bine reușiți voi să vedeți. Da, nu vedeți că am toate becurile aprinse de afară în întuneric, ce te face? Așadar, pur și simplu puneți în tavă, aveți grijă să fie acoperite toate colțurile, că dacă nu o să se ardă, și băgați în cuptor, cuptorul meu deja plânge că s-a încălzit, așadar la 190 am pus eu. Și cam așa arată varianta finală, tocmai am scos-o din cuptor, o las un pic să se răcorească și după o gust, dar cu siguranță trebuie să fie bună, că n-are cum să nu fie. Hello, hello! Este vineri și este aproape 5-6 seara, 6 cred că, mai bine de 6. Eu, desigur, mă vedeți că stau în pat pentru că v-am zis problema mea cu durerile mele și prefer să stau așa mai la orizontală. Avem aici pe fundal Harry Potter, am aici o agendă în care îmi fac eu o chestie pe care o să o vedeți la un moment.
Dar nu despre asta vorbim și desigur pe fundal se aude robiță, deci dacă se aude prea tare, chiar îmi cer mii de scuze, dar ce să-i faci, trebuie să facă și el puțină curățenie în casă. Așadar, ce vreau să vă zic? Stați așa să oprim filmul. Săptămâna, weekendul acesta, nu săptămâna acesta, weekendul acesta este ofertă pe Farmec și dacă vă interesează, în primul rând, 25% reducere la două produse din coș. Deci dacă puneți oricare două produse, aveți 25% reducere la ele. Nu contează că alegeți produse pentru îngrijirea tenului sau pentru corp, dezinfectanți pentru casă, ce aveți voi nevoie. Eu v-am mai povestit, cred că anul trecut, că am mai prins și anul trecut, dacă nu mă înșel, prin martie, aprilie, prin mai, ceva de genul, parcă oricum în prima parte a anului, am prins și atunci așa o ofertă și mi se pare a fi o ofertă destul de bună. Vă dau un exemplu, dacă aveți produse de 100 de lei în coș, plătiți doar 75 de lei, deci prețul mi se pare foarte bun. De asemenea, dacă aveți produse de, dacă plătiți cu cardul, sper să se poată vedea acolo, aveți transport gratuit în România la plata cu cardul online la 59 de lei comandă și mai sunt câteva oferte. În primul rând avem așa, 25% reducere la produsele din gama Gerovital H3 Derma. Dacă aveți produse în valoare de 119 lei în coș, primiți un ruș cadou și aveți acolo câteva opțiuni din care puteți alege. 50% reducere la produsele pentru protecție solară și aceasta este o ofertă bună. De asemenea, 20% reducere la produsele cu acid hialuronic și cu vitamina C. La gama Gerovital Luxury, 30% reducere. Eu țin minte că am încercat o mostră de la ei și nu m-a convins, dar poate voi găsi ceva. Și încă o ofertă foarte bună, eu sper să vedeți acolo, pentru că dacă aș aprinde blițul, v-aș orbi total. Avem așa, dacă comandați produse din gama aceasta, stai să vedem cum se numește, Polyplant Microbiome Protect, dacă comandați oricare două creme sau serumuri, primiți cadou o apă micelară la 400 de mililitri, intrați direct pe site, am să vă las și un link în bara de descriere dacă vreți să-l accesați și beneficiați de acolo, dați click pe pagina aceasta și vă duce direct la ofertă. De asemenea, ce mai aveți așa, 50% reducere la 3 produse epilatoare și dacă vă interesează care sunt acestea, avem în felul următor, da, vi le arăt direct de aici, este crema aceasta pentru bărbați la 5,90 lei. Este crema cealaltă pentru femei, varianta cu roz, cu zmeură ceva. Bine, ea se numește Teenager, dar presupun că se poate folosi, adică n-ar fi nicio problemă. Și ar mai fi benzile acestea epilatoare pentru, pentru corp și zona bikinilor la 6,25 lei. Deci v-am zis cremele fiind la 5,90 lei. Da, a terminat și robiță, cred că se aude pe fundal, se duce să se odihnească sărăcuțul. Așa, și haideți să vedem ce oferte mai erau. 20% parcă reducere la, la dezinfectanți și cred că atât. Oricum, ofertele, v-am zis, mi se pare a fi foarte bune. Coletul vine prin curier rapid, vine direct acasă sau unde vreți voi să vă vină, desigur. Dacă sunteți la muncă, eu de obicei îl pun să vină la muncă, pentru că știu sigur că, na, nu știu, mi este mult mai comod. Și v-am zis, mie chiar mi se pare o ofertă destul de bună. În plus, dacă intrați aici la promoții, găsiți toate promoțiile acestea de care vă ziceam și alte promoții. Este și ceva un... Stați așa un pic că m-am dus prea jos. Este un outlet cu până la 50% reducere. Există un concurs online cu care puteți să câștigați premii cu... Scuzați așa, cu Nufăr și Triumf. Și de asemenea, ce mai este interesant... sunt, dacă dați comandă miercuri, parcă este miercurea din plin Farmec și este tot așa o ofertă ceva de produse la prețuri foarte bune, gen 20%, 25% discount. Dar oricum, această ofertă este doar pentru weekend, deci de pe data de 19 până pe 21. Eu asta încerc cumva să fac în așa fel încât să postez acest videoclip duminică dimineață, că dacă vă interesează oferta asta, puteți să prindeți și voi. Oricum, oferta este până undeva la ora aproape de 12 noapte, deci 12 fără un minut, la 23:59. Vă las de acum, eu am să-mi continui desigur filmul și cred că ne auzim mai deseară sau mâine, cu siguranță. Este sâmbătă și este prima zi în această săptămână când efectiv nu mai ninge afară, credeți-mă, este un sentiment atât de frumos aici, soarele cred că se vede pe acolo.
Și chiar este ceva așa de luat în seamă. Am venit urât de tot, toată săptămâna, cu zăpadă din aceea, cu dezăpezi mașina, cu frig, cu... Nu știu, cred că și acum, cred că este frig afară, că încă n-am scos nasul pe geam, dar ți să vă anunț că este soare și nu mai ninge, în cazul în care vă interesa prognoza meteo. Eu am aici cafeluța, mai am aici un pic în ea și, desigur, mi-am luat o carte să citesc. De obicei, sâmbătă dimineață, cu tare că nu mai este dimineață de mult, este așa timpul acela pentru mine în care îmi fac o cafea și mi-au carte și mi-au, desigur, sticla de apă, pentru că am aici 700 de mililitri, mai am încă vreo 300 și pur și simplu stau să citesc, să am așa un pic de timp pentru mine, propriu-zis, dar pentru mine. După ce termin cafeaua de citit, cred că am să mă pun un pic pe făcut curățenie, pentru că încolo așa am un pic de strâns niște vase și nu știu ce o să fac de mâncare, dar cam atât. Teoretic ar trebui să ajung și pe la Kaufland să-mi iau lapte, că nu mai am. Practic, nu știu, să văd dacă am chef să ies din casă, nu prea am chef, trebuie să-mi pun o mască în cap, pentru că vedeți că am un păr minunat. Și cred că atât. Cred că nu știu ce o să mai fac sau nu. Oricum, închei astăzi vlogul, pentru că vreau să apară videoclipul acesta duminică dimineață la prima oră și să puteți beneficia, dacă vreți și voi, de oferta aceea de la Farmec. Oricum, eu mi-am dat deja comandă. Și De fac. da, mai avem vecini care bat ceva la ora asta, în fine. Și mai am dat comandă seara pe make-up. Da, am comis-o, dar am comis-o așa limitat pentru că mi-a luat chestii de care chiar aveam nevoie. O să vedeți când o să fac unboxing săptămâna viitoare. Și mai trebuie să mai dau astăzi o comandă pe No Sugar Shop, ca să dau o comandă de niște esențe din acelea, cum ați văzut la mine, la sticluțe din acelea mari, la sticle mari, de 100 de mililitri sau 200, cât au de la Cosele, pentru că au cel mai bun preț, dar cred că vă arăt când o să dau comandă. Cred că astăzi trebuie să dau și cred că vă arăt și vouă atunci. Oricum, dacă nu, vă pup, vă las și ne vedem săptămâna viitoare. Cu siguranță n-am mai apucat să mai filmez alt videoclip. Oricum, mă simt un pic mai bine, asta este un lucru mai bun și pot să stau pe scaun cât de cât ok. Cât de cât, dar mergem spre bine. Și să nu uit să-mi dați orhideele. Să nu uit, da. Bun. Gata, vă las, ne auzim pe săptămâna viitoare. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat și la acest videoclip așa un pic mai împrăștiat. Cred că devine așa un leitmotiv. Și cam atât. Pa, pa!